Începând de astăzi, în România se va trăi foarte greu. Dacă până acum am fost obișnuiți cu sărăcia, de la 1 iulie o vom avea în gând în fiecare clipă. Valoarea TVA-ului a crescut, toate produsele se scumpesc și salariile scad. 1 iulie este și data la care a intrat în vigoare noul cod fiscal. Începând cu data de 1 iulie, valoarea TVA-ului a crescut la 24%, iar tichetele de masă vor fi impozitate cu 16%. Cât privește evaziunea fiscală, specialiștii spun că ea se manifestă cu preponderență în domeniile agroalimentare, al produselor din alcool și tutun, al construcțiilor și al produselor energetice. Cota standard de TVA este de 24% și se aplică asupra bazei de impozitare pentru operațiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotelor reduse. Operatorii economici plătitori de TVA, deținători de aparate de marcat electronice fiscale, trebuie să solicite la distribuitorii autorizați efectuarea schimbării cotei de TVA de la 19 la 24%, a declarat Adrian Angel, purtător de cuvânt DGFP Bacău. Conform noilor prevederi, sunt incluse în veniturile salariale sub formă de avantaje următoarele sume acordate angajaților, începând cu drepturile aferente lunii iulie 2010, tichetele cadou și cele de creșă. Începând cu data de 1 iulie 2010, sumele reprezentând plățile compensatorii calculate pe baza salariilor medii nete pe unitate, primite de persoanele ale căror contracte individuale de muncă au fost desfășurate ca urmare a concedierilor colective, veniturile obținute din dobânzi pentru depozitele la vedere sau conturile curente. Câștigul din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen pe bază de contract, precum și alte operațiuni de acest gen, se impun cu o cotă de 16% la fiecare tranzacție. Veniturile din jocuri de noroc se impozitează cu 25%. Este o perioadă scurtă pentru a reglementa colectarea veniturilor din vânzarea de mărfuri cu procentul de 24% a TVA-ului, ceea ce se poate realiza prin modificarea taxării pe casa de marcat. Fiind o perioadă oarecum scurtă, ca obligații din partea agenților economici, aceasta presupune pe de o parte stabilirea prețurilor de vânzare la mărfuri. Prețurile fie pot fi menținute cu diminuarea adaosului comercial pe seama colectării la 24% a TVA-ului sau cu mărirea prețurilor cu diferența de TVA aferentă. Dar, bineînțeles, aceasta se realizează concomitent cu realizarea unei inventarieri a stocului de marfă din magazin și a întocmirii unor recepții cu note de intrare recepție cu prețurile de vânzare aferente, rămân ca să aibă și obligația afișării acestor prețuri de vânzare pentru consumator. De asemenea, efectuarea de operațiuni intracomunitare de către persoanele care au obligația înscrierii în registrul operatorilor intracomunitari fără a fi înscrise constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 de lei la 5.000 de lei.